Vă salut, frații mei, sunt al vostru Florin Salam, omul României, cum știe toată lumea, distracția României. Încep să spun despre distracție pentru că eu pentru asta m-am născut, să fac oameni fericiți. Mesajul meu de azi e un pic mai, pentru mine, mai trist, așa, dacă pot să spun, că e vorba de ce am văzut eu astăzi. Mai mult pe YouTube dintre ăsta și am văzut acolo o postare de la un prieten de-al meu care am crescut cu el, e vorba de Mircea Nebunu, care știți toată România. Eu îl respect, am crescut cu el, fratele meu, nu pot să spun altceva decât că suntem prieteni de o viață întreagă. El acolo vorbește ceva greu, ca pe mine pur și simplu mă depășește. Pentru că eu sunt artist, nu sunt șmecher, nici nu-mi place să fiu șmecher, nici nu-mi doresc să fiu șmecher. Sunt artist care... Pentru mine e mult mai avantajos ce spun, pentru mine personal. Sunt artist, sunt omul oamenilor, sunt distracția oamenilor. Eu cu asta mă hrănesc. Și vorbește ceva despre tatăl meu, despre Nuțu, care primul om care mi-a dat casă să stau, Nuțu Cămătaru, tatăl meu. Acum, eu sunt un pic la mijloc, doar că a pomenit Mircea, revin, fratele meu, Mircea Nebunu, doar că a pomenit numele meu, într-o discuție aprinsă între el și tata Nuțu. Nu vreau eu să fac parte, l-aș ruga pe Mircea, care mi-e prieten, din suflet, nu e dușmanie, eu nu vreau ceartă nici cu el, nici cu nimeni. Eu îmi cer scuze în fața lui tatăl meu de ce a pomenit Mircea acolo, astea sale lor. A spus ceva despre soția lui tatăl meu, lui Nuțu, despre, nu știe toată lumea, brazilianca, care e sora mea pentru mine. Eu am cântat o melodie pentru ea. Și el a pomenit altceva, mie și rușine să spun ce a pomenit acolo. Pentru greșeala care a făcut-o prin vorba asta, pentru greșeala care a făcut-o, eu îmi cer scuze personal. Îmi cer scuze personal în fața lui tatăl meu, pentru că știe că nu este adevărat. Jur pe familia mea, nici dacă am făcut asta, dacă m-a pus cineva. Eu personal am luat decizie. Nu m-a pus pe mine să fac clipul ăsta nimeni, nici unul, nici altul. Eu zic să-și regleze ei treburile între ei. Ceea ce a spus el despre sora mea, despre braziliană, eu am cântat pentru ea că m-a pus tata Nuțu, este o minciună care mă face pe mine să mă simt prost, pentru că e un neadevăr, am jurat pe familia mea. Încă o dată spun, între prietenul meu, Mircea Nebunu, și între tatăl meu, care m-a ajutat primul în România, Nuțu Cămătaru, eu nu vreau să fiu deloc. Să-și regleze ei pe ale lor, dacă e ceva de reglat. Încă o dată am intrat să spun chestia asta, pentru că e un neadevăr ce a spus Mircea, care eu nu pot să mă cer nici cu el, cu tata, nici atâta, cu Gnuțu, ce să spun eu. Vă rog din suflet, oameni buni, nu mă implicați cu mine, eu nici nu vreau probleme, e prima dată care discut eu așa, mie îmi place să fac mai mult Caterinca, nu îmi place să vorbesc despre problemele astea. Eu nu am treabă, am avut multe probleme pe cap în viața mea, n-am apelat nici la Nuțu, n-am apelat nici la Mircea Nebunu și n-am apelat nici la 112. Nu-mi place, eu mi le-am descurcat singur. De-aia mi-a albit un pic barba, de-aia am rămas tot Florin Salam, fără să cer ajutor la nimeni. Am avut și eu probleme în viața mea. Mi le descurc singur, că pot. Și încă o dată, șmecheria asta care vorbește fel și fel de... Nu vorbesc neapărat de Mircea sau... Toată șmecheria. Vedeți-vă de treaba voastră, am emoții, iertați-mă că mi-e rușine de discuția care a fost. Vedeți-vă de treaba voastră că... Nu vreau să apelez la 15-15-3, adică 1-1-8 ăsta, da? Nu vreau. Mi le descurc singur, fiți, vedeți-vă încă o dată de treaba voastră, de copiii voștri, de familia voastră și lăsați-mă pe mine să-mi cresc copiii, nu mai mă implicați. Că v-am distrat destul și vă mai distrez, dacă nu, nu o să vă mai distrez, să vă distrați voi singur. Vă pup, vă iubesc, iertați-mă că am avut puțin emoție și mi-e rușine și mie de nevastă mea, de copiii mei, de fata mea, de Betty, că e mare. Din suflet vă rog să nu mai folosiți numele meu prostit de astea, vă rog din suflet. Eu n-am nimic încă o dată, nici cu Mircea, nici cu tata, nu sunt nici atât, Doamne iartă-mă. Îmi cer scuze încă o dată. Vă iubesc, vă respect, să ne vedem fiecare de treaba noastră.